Bună, dragii mei, și bine ați venit pe canalul meu! Astăzi vreau să dezbat un subiect mai delicat, pentru că am zis pe canalul acesta, vom dezbate împreună ceea ce ni se întâmplă, ceea ce aflăm și ceea ce ne supără, în general, în viață. Și vreau să spun că sunt tare indignată pentru ce se întâmplă cu sistemul ăsta românesc, adică mai exact vreau să spun câteva lucruri foarte, nu știu cum să vă spun eu, mi-e și urât să spun că în secolul 21, în România, încă mai există probleme de acest gen pe partea medicală. Și vreau să spun de ce mi-e frică să mă duc la o stomatologie din țară și prefer să aleg una din străinătate, să plătesc mult mai mulți bani decât aici, pentru că am o prietenă care este asistentă la un cabinet stomatologic. Și mi-a spus în felul următor, Cristina, tot ce... aspiratorul acela, știți că este un aspirator care extrage sângele, saliva, acel aspirator este sterilizat decât o dată pe zi. Gândiți-vă ce boli puteți lua cu, din cauza acestui fapt. În primul rând, nouă nu ni se precizează la stomatologie că acel lucru nu este sterilizat, una la mână. Doi la mână, ați văzut tot felul de vedete, cum a fost și săraca Denisa Răducu, care îmi pare extraordinar de rău de fata aia. Dar vă dați seama că putem lua această boală, hepatita, de la o simplă vizită la stomatolog sau de la pur și simplu manicură, pedicură. Nu cred că fata aia, din câte știm cu toții, era o fată foarte cuminte și nu avea de unde să ia ea hepatită. Zic, bănuiesc! Sau Ileana Ciculete, la fel, o doamnă extraordinară, la fel poate și ea lua de la manicură sau de la stomatologie. Din păcate, în spitale, nu, la analizele astea generale, nu se fac probele hepatice decât dacă tu ceri și le plătești separat. Așa am făcut și eu. Numai că vă dați seama, se duc tot felul de persoane contaminate cu boli, SIDA, sifilis, TBC, hepatită. Noi nu știm, ne ducem după aceste persoane și ne îmbolnăvim pur și simplu. Vreau să spun că nu numai lucrul acesta cu o prietenă de-a mea care mi-a spus că nu se sterilizează cea de care v-am precizat care lucrează la un cabinet stomatologic. Am mai fost la o tehnică dentară, am văzut eu cu ochii mei și una dintre angajate de acolo, sunt foarte indignată și foarte supărată pentru ce se întâmplă cu țara noastră și vreau să zic că fata aceea lua tot felul, primea de la stomatologi la recepție tot felul de mulaje, plăcii ale pacienților care trebuiau lucrate, date mai departe tehnicienilor. E, acea individă, una dintre ele purta mânuși, una dintre cealaltă nu purta mânuși. Și vreau să zic că lua fiecare placă, fiecare punte, fiecare, de exemplu, mulaj și le băga în, în același coș, toate deodată. Vă dați seama că ne duce la stomatolog. Bun, ne-a luat mulajul ăla, da? Ne creează dinții, da? După ce trebuie să finalizeze lucrarea, să vadă cum îți stă cu dinții, cum ai, îți bagă acea placă care a fost pusă cu toate celelalte la tehnica aia dentară, cum am văzut și eu, și noi nu știm și practic ne îmbolnăvim.
trebuie să aveți foarte mare grijă să spuneți înainte să vă facă mulajul ăla sau să vă pună dinții sau puntea, nu știu ce, să o dezinfecteze neapărat. Pentru că noi nu știm, eu nu am știut una, habar n-aveam. Vă dați seama, mă duceam la o clinică de-asta și mă trezeam cu o hepatită, cu un TBC, că individa respectivă nu avea nici normele normale de igienă, adică nici mănuși să folosească, nici nimic. Deci o tehnică dentară cu care poate mulți doctori înțeleg, stomatologi, nu știu ce să practic acolo. Nu știu, pur și simplu. Și atunci se îmbolnăvesc pacienții. Ce să vă spun, am rămas fără cuvinte. Dacă și voi ați întâmpinat sau ați văzut niște lucruri asemănătoare, haideți să facem ceva și să le spunem, nu știu, să facem ceva cu țara asta, nu știu, prea de tot, adică își bagi joc de noi în ultimul hal posibil. Și de asta am zis să fac acest video, să vă spun și vouă experiența pe care eu am văzut-o cu ochii mei și pe ce am mai auzit așa de la persoane care lucrează acolo, adică în domeniu. Bun, aștept mesajele voastre, vă pup și ne revedem data viitoare. Nu sunt atât de ok pentru că când vorbesc de astfel de subiecte, mă întristează. Pa!